Bună seara, dragi telespectatori, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Context Urban. Ca de obicei, aducem și în această seară în casele dumneavoastră povești ale unor tineri care ne inspiră, povești ale tinerilor care sunt un exemplu atât pentru cei de vârsta lor, cât și pentru adulți și chiar copii. Tineri care, prin ceea ce fac cu timpul lor liber, prin ceea ce aleg să arate comunității, aduc schimbări în bine și ne fac mândri să facem parte din aceeași comunitate cu ei. Pe cei pe care îi veți cunoaște în această seară, ei vin dintr-un grup care nu vă este străin. Îi aduc destul de des la mine în emisiune pentru că mie îmi sunt tare, tare dragi și pentru că de fiecare dată au ceva să ne spună, pentru că sunt harnici, așa cum spuneam mai înainte, sunt un adevărat exemplu. Este vorba de doi membri Interact care au venit să ne spună despre ce proiecte pun la cale în perioada următoare, pentru că nu sunt puține. Așadar, salut Ioana, salut Radu! Bună! Pentru cei de acasă care nu vă cunosc și pentru că este prima oară când sunteți voi la mine în emisiune reprezentând Interactul, o să vă rog pe fiecare să vă prezentați puțin. Desigur. Bună, numele meu este Pogăcea Șoana și sunt membra a Clubului de Voluntariat Interact Baia Mare. Bună, numele meu este Bele Radu și sunt membru de aproximativ un an în Clubul Interact Baia Mare. Așadar, eu nu o să mai lungesc, pentru că știu că aveți tare, tare multe să ne împărtășiți. În ordinea în care vreți voi, ne spuneți câte ceva despre fiecare proiect în parte care îi așteaptă pe băimăreni în perioada următoare? Da, le vom lua în ordine cronologică. Așa. Acum, în perioada aceasta, martie, 8 martie mai exact, avem primul, adică unul dintre proiectele noastre, se numește Ex Opt Art și îndeamnă tinerii din Baia Mare să creeze unele obiecte handmade, tot ce ține de parte de artă plastică și să le expune, desigur, cu tema femei sau venirea aceasta primăverii. Cât de frumos! Cei care vor participa la această expoziție, pentru că vor fi expuse, nu-i așa, da. Pot să le și achiziționeze? Desigur, există două părți, vor fi obiecte care vor fi puse în vânzare, desigur, toți banii vor fi donați și o parte care vor participa doar la expoziție. Depinde, desigur, de dorința creatorului. Am înțeles. Dacă sunt tineri care sunt talentați și își doresc să-și vadă obiectele, pentru că nu vorbim aici doar de artă plastică și de tablouri, ci și de orice alt obiect handmade, cum ai spus și tu, dacă doresc să le expună, pot să participe la acest proiect? Pot să vă contacteze? Normal. Proiectul se va ține la un local cunoscut și înscrierile se vor face telefonic la una dintre colegele noastre, care așteaptă cu mare drag înscrierea cât mai multor participanți. Așadar, pentru prima parte, dragi tineri, fiți cu ochii în patru, pentru că iată, aveți ocazia să vă promovați, aveți ocazia să dăruiți din arta voastră și din talentul vostru unei cauze nobile, dar și să arătați lumii ceea ce aveți voi mai frumos, ceea ce vă puteți să faceți. O să vă întreb la final unde află lumea mai multe informații, pentru că mai avem de trecut prin câteva și trebuie să știm exact unde vă găsim și de unde putem să aflăm mai multe informații. Ce urmează după 8 martie și după acest mod de a sărbători femeie? După 8 martie urmează în 16 martie proiectul Confidence Boots, care se adresează tuturor grupelor de vârstă și este o conferință care are ca și temă încrederea în sine și, în general, respectul față de sine. Am înțeles. O temă destul de interesantă. Știu chiar că mi-a plăcut tare mult când am auzit-o pe colega voastră prezentând ideea de proiect. Dar ce ar trebui să se aștepte participanții la conferință? Pentru că, după cum ai spus și tu, este adresat tuturor categoriilor de vârstă. Ce o să găsească acolo? Vom avea alături de noi doamna psiholog Elena Birț, care va transmite un mesaj încurajator, un mesaj care să le rămână în sufletele participanților și de asemenea vom încerca să facem un cadru interactiv care să-i țină mereu în priză pe participanți. Așadar, nu orice fel de conferință, ci una care să te antreneze și să te facă să intri în acest joc. De ce nu să te cunoști puțin și, așa cum vă spuneau ei, să dăm un boost în crederii de sine? Să învățăm că merităm lucruri bune. Ce urmează după asta? Urmează în 31 martie proiectul Find My University. Pentru noi acest proiect este unul important, deoarece Baia Mare, fiind și capitala tineretului, încurajează tinerii să-și găsească o facultate care să li se potrivească și au șansa de a discuta cu cei mai implicați în acest sistem de învățământ, adică un student. Am înțeles. Cei care vor participa vor alege, desigur, dinainte un profil
iar momentul în care vor intra pur și simplu în proiect, vor avea ocazia de a vorbi cu un student de la acel profil și să le expună această viață a facultății. Am înțeles. Va fi practic un dialog sau o prezentare între un participanți dialog. Și studenți? Un dialog. Vrem să creăm un mediu cât mai propice comunicării și să se poată expune într-adevăr ceea ce înseamnă viața unui student la acel profil, ceea ce înseamnă profilul în sine. E tot o prezentare, doar că vrem ceva mai apropiat. Am înțeles. Și am înțeles că nu este prima oară când faceți proiectul acesta, nu? S-a mai întâmplat toată. Da, s-a mai întâmplat. Suntem la a doua ediție și ediția de anul trecut a avut un succes foarte mare, așa că invităm, desigur, tinerii să participe și de data aceasta. Am auzit și anul trecut despre succesul acestei ediții, așa că, dragi viitori absolvenți de clasa 12 sau chiar de clasa 11, de ce nu? Pentru că nu strică niciodată să privești în viitor. Aveți acum ocazia să vă găsiți universitatea sau să luați contact, dacă vreți, cu studenți de la profilele care vă interesează și să aflați așa pe viu ce înseamnă viața de student. Aveți pe cineva la îndemână să vă răspundă la întrebări și, nu știu, vă îndemn să fiți atenți și să veniți cu întrebările făcute de acasă, pentru că, cu siguranță, proiectul va fi un succes, vor fi mulți participanți și veți avea nevoie să știți exact ce vreți. Ce mai vreau să vă întreb, când va avea loc acest proiect, când ar trebui să fie lumea pe fază? Proiectul va avea loc între 31 martie, dar, desigur, se vor face înscrieri în mediul online, iar aceste înscrieri se vor face pe parcursul unei săptămâni. Noi vom da startul și vom spune când se încheie. Vă spunem imediat și unde e găsit. Exact. Și mai avem încă unul, așa? Un proiect, da. Ce urmează? Pe data de 4 aprilie vom organiza din nou unul dintre proiectele cele mai emblematice pentru districtul Interact 2241 și anume concursul de Mostene, un concurs de oratorie, care din nou se adresează tinerilor care au talent oratoric sau care vor să-și afirme ideile în fața unui public și a unui juriu specializat. Practic este un exercițiu foarte bun de public speaking și de comunicare, pentru că trebuie să știi să transmiți mesajul pe care ți-l dorești și părerea, până la urmă să te exprimi. Cum se desfășoară acest proiect de Mostene? La început vor fi înscrierile tot așa pe rețeaua de socializare a Interact Baia Mare, apoi participanții trebuie să compună un discurs pe baza unui citat primit de la clubul organizator din Pitești, și apoi în ziua evenimentului vor veni la locul de desfășurare și vor susține discursul în fața unui juriu format din 3 sau 4 membri. Înțeles. Din experiența voastră de până acum, de Mostene, este un proiect de succes? Pentru că, eu vă întreb asta pentru că știu că, din păcate, foarte mulți tineri au problemă cu vorbitul în public și ne confruntăm cu această lipsă pentru că nu este destul de exersat, să spunem așa, în sistemul de învățământ formal, la școală, la liceu, la facultate, chiar din ce în ce mai puțin, sau nu se pune încă destul accent pe partea asta. Cum se întâmplă asta la nivel național, întreb, pentru că până la urmă există tineri care își iau inima în dinți, există tineri care sunt buni și strălucesc la așa ceva? Da, și din Baia Mare în fiecare an am avut un participant care s-a descurcat foarte bine la etapa districtuală. Numai că tot timpul trebuie să îi facem să treacă de bariera asta a emoției, a rușinii, pe care să poată depăși pe urmă și să reușească să ajungă la etapa districtoare. Și până la urmă e minunat că iată, tinerii oferă suport tinerilor ca să treacă peste emoții. Mi se pare extraordinar pentru că chiar ei sunt cei care provoacă aceste schimbări pentru cei de vârsta lor. E minunat. Deci cei care se înscriu se așteaptă să poată să treacă și la etapa națională, nu-i da. Așa? Bun, super, super. Hai să facem o recapitulare. Ce am avut până acum? La ce se așteptă lumea? În 9 martie avem? Exopart. Așa, urmat de? Confidence Boost. Confidence Boost. Confidence Boost va fi când? În 16 martie. În 16 martie. Faima University în 31 martie. Ok, și? Demostene în 4 aprilie. În 4 aprilie, bun. Deci, fiți pe fază, dragi telespectatori, pentru că aveți ce să urmăriți. După cum vă spuneam, sunt tare, tare harnici și de fiecare dată au ce să vină și să povestească, au ce să ne spună și cu atât mai mult au ce să ofere prin evenimentele lor.
Pentru că am trecut prin toate așa destul de rapid, o să ne mai întoarcem puțin pe idei din fiecare, în cazul în care cei de acasă mai au întrebări, însă o să vă rog să-mi spuneți unde găsim informații despre aceste proiecte, ce ar trebui să urmărească cei de acasă ca să fie tot timpul la curent. Mai întâi ar trebui să urmărească rețelele de socializare, deoarece cum trăim într-o epocă a tehnologiei, informația se transmită mult mai rapid pe ele. Ne pot găsi pe pagina de Facebook oficială a Clubului Interact Baia Mare. Acolo vor avea postate fiecare eveniment în parte și fiecare eveniment va conține informațiile despre proiect necesare, cum să se înscrie și în ce constă proiectul în sine. Am înțeles și pașii care trebuie urmăriți. Deci fiți cu ochii pe pagina Interact Baia Mare, pentru că acolo puteți să rămâneți conectați cu ei și să vedeți când pun ceva la cale și se întâmplă destul de des. Nu trece foarte mult timp, după cum vedeți, nici la noi în emisiune nu vin pe cât de des ar trebui, nu vin de fiecare dată când au un proiect, pentru că ar trebui în fiecare săptămână să iau aici. Așa că profit de ei cât pot și atunci când îi neam în emisiune. Voi ați mai avut un proiect, nu-i așa, nu de mult, acum de Valentine's Day. Da. Cum s-a desfășurat? Ne spuneți câteva lucruri? Proiectul s-a numit I Ring You. A fost o adaptare așa, a titlului. Și am oferit șansa tinerilor îndrăgostiți, a unor cupluri, să se căsătorească pentru o zi. Cu tot cu certificat, cu un inel, s-a desfășurat în incinta parterului mall-ului, unde am avut un stand și am invitat tinerii să își mărturisească dragostea. Am înțeles. A avut succes? Au fost cupluri care au profitat de ocazia asta? Da, chiar au fost destul de mulți oameni. Am înțeles. De asemenea, din nou, ne întoarcem pe rețelele de socializare. Nu trebuie să credeți pe cuvânt, puteți să intrați pe pagina lor și să vedeți fotografii de la proiecte, pentru că am auzit și eu feedback-uri foarte, foarte bune legate de acest proiect și cu siguranță asta se vede. O să merg puțin dincolo de ceea ce se vede aici la televizor și încă de ceea ce se vede la evenimentele voastre și o să vă întreb așa personal, în primul rând, de ce ați ales să vă alăturați unui club interact? De ce ați ales să faceți voluntariat? Am ales să fac voluntariat în ideea în care eu întotdeauna mi-am dorit să mă cunosc mult mai bine pe mine și să mă cunosc pe mine în societate, adică în relații cu ceilalți. De Clubul Interact Baia Mare am auzit desigur tot pe rețele de socializare, am participat la unele proiecte de ale lor anterioare și am hotărât ca în toamnă să mă înscriu, să văd și eu cum este. Să fii voluntar înseamnă să încerci să faci o schimbare în societate, lucru care e foarte important și cum noi tinerii suntem viitorul, noi putem face acest lucru. De asemenea, pentru a-ți face prieteni noi, pentru a cunoaște lume nouă, lucru pe care l-am și făcut și a fost o experiență și este în continuare o experiență minunată. Să știu că pot să lucrez în societate, pot să particip, să mă simt undeva, a cuiva. Am înțeles. Radu? Și eu am fost destul de familiarizat cu fenomenul Interact Baia Mare, deoarece și sora mea a fost membru. Și chiar președinte. Da. Și pot să spun că unele proiecte emblematice ale clubului m-au făcut să vreau să fac parte din acesta, precum cadouri de la suflet la suflet, proiectul prin care am adunat alimente și s-a gătit pentru persoanele care au nevoie. Și We Like to Move, de asemenea, proiectul nostru districtual m-a atras și am ajuns în clasa noua și mă gândeam cum aș putea să-mi petrec timpul într-un mod care să mă ajute și pe mine și care să ajute și comunitatea și Interact a reușit să asambleze aceste două componente. Am înțeles. Ce schimbări vedeți la voi din momentul în care ați intrat în Interact până în acest moment, până în prezent? Cum simțiți că v-a marcat experiența asta? Că, pentru că este o experiență continuă până la urmă. Mi-am dat seama că chiar pot să ajut pe cineva, că mă ajut pe mine, mă autocunosc, dar pot să ajut și pe cineva din societate. Și, nu știu, pur și simplu, mi se pare că a deschis așa unele viziuni. E o integrare, o sociabilitate mai mare, ridicată și așa m-a marcat pe mine. Înțeles. Eu cred că cea mai mare îmbunătățire pe plan personal a fost comunicarea pe care am dezvoltat-o și prin comunicarea cu membrii Interact și prin comunicarea pe care am avut-o cu persoane din exterior în timpul proiectelor. Înțeles. Care este
cea mai mare provocare căruia trebuie să faceți față de când ați intrat în voluntariat? Pentru că noi promovăm foarte mult voluntariatul, este într-adevăr un lucru extraordinar care te transformă. Spuneți și voi că v-ați schimbat foarte mult în bine, însă de ce să nu spunem, nu vine această experiență fără provocările ei. E bine că le are, însă ele există și nu trebuie ascunse de către cei care probabil nu au contact cu această lume. Care au fost provocările cărora a trebuit voi să le faceți față și cum le-ați depășit? Provocare. Eu mă gândesc în momentul de față la ideea de acceptare a tuturor părerilor, e vorba de a lucra în echipă foarte mult și de a depune o muncă, pentru că munca de voluntar nu este foarte ușoară, dar este una care îți aduce satisfacție în totalitate. Și eu cred că aceasta a fost adevărată provocare, adică să-i înțelegem pe fiecare în parte, să ne unim ideile și să lucrăm împreună într-un mod cât mai eficient, cât mai bun. Am înțeles. Și într-un fel, cred că provocarea este de a-i face pe oameni să înțeleagă ideea pe care vrei să le transmiți, de a face să fie receptivi, să vină alături de tine în proiectele tale. Și de asemenea și timpul este destul de greu de gestionat uneori când avem proiecte foarte dificile, numai că eu nu spun că merită. Merită să aloc timp semnificativ pentru voluntariat. Cum este să jonglezi școala cu voluntariatul? Cum faceți asta? Este în regulă. Chiar mie îmi place în ideea în care pot informa sau pot comunica cu colegii mei despre anumite proiecte, îi pot implica. Și atunci mi se pare că în momentul în care vor să participe sau ni se alătură, este un sentiment foarte bun. Comunicarea a crescut automat și sunt alături. Timpul, într-adevăr, cum a spus și Radu, acum se reduce din timpul liber, dar se reduce într-un scop bun. Și te simți mulțumit de ceea ce faci. Cu toate că este greu să gestionezi, toate se pot face. Am înțeles. La tine e cum e? Mi se pare că voluntariatul și școala sunt chiar complementare și chiar te ajută, chiar face parte din educația ta și voluntariatul. Am înțeles. Până la urmă, într-adevăr, e foarte, foarte drăguț ce spuneai acum, că se completează, pentru că vine, într-adevăr, această parte de educație non-formală care se întâmplă în voluntariat să completeze, ceea ce poate sistemul formal nu are încă mijloacele de a oferi în educația noastră, pentru că și eu încă sunt acolo și eu încă pun bazele a noi lucruri după ce am ieșit din sistemul formal. Sunteți tineri cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani, nu? Pentru că asta este interact. Vi s-a întâmplat în proiectele voastre, pentru că trebuie să interacționați cu adulți, să fiți priviți poate așa cum privesc uneori adulții copiii, să aveți probleme de acest gen sau e în regulă în general? Ce atitudine au adulții? Asta este, de fapt, întrebarea față de proiectele voastre. Cum interacționează cu voi atunci când mergeți să colaborați cu ei? Există o receptivitate din ambele părți. Nu cred că a fost vreun caz să ne simțim noi inferiori în vreun fel sau să simțim că, de fapt, se uită la noi ca la niște copii, ci mai degrabă ca la niște tineri în formare, cum suntem. Și colaborările noastre sunt de obicei foarte bune. Nu există o problemă în acest sens. Ne bucurăm tare mult să auzim asta, pentru că, din păcate, există și tineri care se plâng de contrariu, însă iată că atunci când tinerii sunt implicați în astfel de proiecte și receptivitatea, cum zicea Ioana, este cu adevărat alta și vine să completeze comunicarea și, până la urmă, se creează relații între generații. Mai tăiem puțin din acel generation gap despre care se tot spune, de prăpastia dintre generații. Dragilor, ne apropiem de finalul primei părți a emisiunii, așa că o să vă rog pe fiecare dintre voi să transmiteți un mesaj pentru cei care acum sunt acasă și ne urmăresc. Desigur, vă îndemnăm să participați la cât mai multe dintre proiectele noastre și vă așteptăm cu mare, mare drag, pentru că credem în voi și știm că există o dorință de participare și de implicare în societate. Vrem să vă invităm să fiți alături de noi, să urmăriți pagina de Facebook a Interactului și să urmăriți și perioada de recrutări, pentru că și recrutările sunt o parte importantă a acțiunilor clubului. Și, așa cum spune și sloganul Interactului, vă provocăm să ajutați.
Am înțeles. Pentru cei care au fost convinși de poveștile voastre și spuneai tu că se apropie și recrutări, începerea ar trebui să fie cu ochii după recrutări, dacă vor să se alăture vouă. În general, în toamnă vor fi. Am înțeles. Deci, dragii noștri, fiți cu ochii pe ei, nu uitați să-i urmăriți și dacă sunteți din vârsta 14-18, în intervalul de vârstă 14-18, fiți cu ochii în patru până la toamnă, pentru că iată aveți ocazia să vă alăturați vouă și, de ce nu, poate peste câteva luni de zile să fiți chiar aici în locul lor și să ne povestiți despre ce schimbări a adus voluntariatul și interactul în viața voastră. Dragilor, vă mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat invitația de a fi astăzi alături de noi și vă mai aștept cu mare, mare drag ori de câte ori aveți proiecte sau, mă rog, de câte ori sunt mai multe despre care putem povesti, pentru că, așa cum ziceam, altfel v-aș chema în fiecare săptămână. Vă mulțumim și noi pentru invitație. Dragi telespectatori, aici se încheie prima parte a emisiunii de astăzi. Nu uitați, prima ocazie când puteți să profitați de evenimentele interactive este pe 8 martie. Așadar, dacă vă doriți să sărbătoriți femeile din viața voastră într-un mod special, vă invităm să faceți o vizită evenimentului lor și, de ce nu, prin achiziționarea unui cadou special și poate chiar unic, pentru că va fi handmade pentru femeile importante, veți putea să dăruiți și înapoi comunității. Deci este un dublu câștig. Noi revenim în 5 minute cu alte oportunități pentru tinerii pasionați de teatru de această dată, așadar rămâneți alături de noi.